Bună și bine te-am găsit aici! Astăzi o să povestim despre un subiect care mie îmi place foarte tare. Sunt Cristina Popescu, vocea și creierul din spatele site-ului alternative.cristinapopescu.com și astăzi am venit să povestim despre importanța de a ne juca. Acum, dacă ești ca și mine, o să te întrebi de ce să mă joc, că sunt adult. Haideți să mergem un pic în spate și să ne uităm la copii. De ce se joacă copiii? Pentru că prin joacă, prin joc, ei învață absolut tot ce au nevoie, învață prin joc. Ei bine, noi ca și adulți, ce se întâmplă în momentul în care ne jucăm? Ne relaxăm, se eliberează stresul din organismul nostru, putem să fim mai eficienți, învățăm mai bine. De aceea, dacă ești ca și mine, cel mai probabil ai început să observi că dacă te miști în timp ce faci ceva, înveți mai ușor. Eu, spre exemplu, dacă ascult un podcast și colorez sau pictez sau fac, nu știu, curăț curtea, rețin mult mai bine. Ei bine, cum poți să te joci tu ca și adult? Poți să organizezi să ieși cu familia ta, să mergeți afară, să faceți, nu știu, un ride cu bicicleta sau să mergeți la plimbare într-o pădure sau să faceți hiking sau pur și simplu să aveți o tură de gâdilat și să râdeți sau să faceți tot felul de mimă, pozne. Tot ce te face să râzi se numește joacă. Tot ce te face să te relaxezi și să râzi bine se numește joacă. Acum, dacă încă nu te-am convins și te lupți cu anxietatea sau depresia sau burnout sau stres prelungit, te provoc să-ți iei 30 de zile și să încerci în fiecare zi cel puțin 5 minute să râzi. Găsește-ți tu inspirația și modalitatea de a râde și după aceea vino să-mi spui cum te simți. Sper că informațiile astea sunt utile pentru tine. Mă găsești pe alternative.cristinapopescu.com și mă găsești pe Facebook pe Nutriție și Aromaterapie by Cristina Popescu. Dacă te ajută foarte tare aceste informații, apasă butonul share și trimite-le persoanelor cărora știi că le este de folos. Și hai să faci parte din comunitatea noastră. Cum pot să te ajut? Este cu sfaturi practice și soluții concrete pentru tine dacă te lupți cu stresul, anxietatea, burnout sau depresia. Și încă o soluție foarte practică care mă face să fiu diferită pe piață sunt uleiurile esențiale. Și știu, ai auzit mult despre uleiurile esențiale și îți vine să fugi tare. Lasă-mă să spun ceva. Atunci când am avut depresie, și făceam atacuri de panică. În momentul în care miroseam peppermint și lemon, pur și simplu se oprea atacul de panică. Dacă vrei să știi mai multe, vino să mă urmărești pe Nutriție și Aromaterapie by Cristina Popescu sau aici pe site pe alternative.cristinapopescu.com.